Primul mare scandal din coaliția de guvernare PSD-PNL. Marcel Ciolacu a anunțat că va cere o ședință de urgență după ce Rareș Bogdan i-a atacat pe socialdemocrați. Prin vicepreședintele liberal a transmis că PNL e nemulțumit de relația cu PSD și că nu merge ca unul să fie șmecher și celălalt să deconteze costurile. Scandalul din coaliție a plecat după ce Florin Cîțul a acuzat pe ministrul sănătății Alexandru Rafila că este de vină pentru eșecul implementării certificatului verde. Rareș Bogdan a plusat și a acuzat pe pesediști că încearcă să pună PNL într-o lumină proastă și că socialdemocrații nu îi respectă pe liberali. Domnul Rafila a jucat cu ochii la sondaje și nu cu ochii la sănătatea românilor. Dacă cineva și închipuie că PSD decide, poate a fost și o acțiune a noastră ca PSD să-și asume o parte din costurile guvernării. Cred că am făcut bine, iar PSD trebuie să înțeleagă că dacă vrea să meargă înainte cu noi, trebuie să ne respecte și trebuie să înțeleagă că nu putem decât umăr la umăr, nu încercând să puncteze în spațiu public cine e mai șmecher. Nu există cine e mai șmecher. Dacă eșuăm, eșuăm împreună. Dacă reușim să guvernăm România, să facem reforme, să aducem banii din PNRR, să facem lucruri pentru țara asta, vom fi tot împreună. Nu merge că unul e șmecherul și celălalt are doar costuri. Rareș Bogdan a fost nemulțumit și de atitudinea PSD în criza facturilor la energie. Aranjat și pozițiile lor pe criza energetică, pentru că pe criza energetică problemele sunt ale românilor. Aici nu poate să câștige PNL sau PSD. Aici trebuie să câștige românii, de la firme românești la persoane fizice. Noi n-am venit să spunem care sunt măsurile cu care au venit ei sau cât de mult din măsurile acceptate. Important este că am reușit să ieșim după 5 ore jumate de coaliție cu o soluție pentru român care poate continua și care trebuie să fie implementată. Pentru că de-a lungul întregilor ore am auzit doar cum nu se poate din partea reprezentanților ANR. Replica PSD nu s-a lăsat mult timp așteptată. Marcel Ciolacu a anunțat că vrea să lămurească totul într-o ședință a coaliției și l-a ironizat pe prim vicepreședintele PNL. Am înțeles că Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a văzut că se va rupe coaliția peste un an. Hai să-i curmăm suferința. Cer de urgență o ședință a coaliției pentru că PSD nu răspunde de trecut și a venit la guvernare să construiască pentru oameni. PNL a rămas captiv în paradigma coaliției cu USR când se războiau cu tânculețele pe covoraș. România au alte așteptări. PSD va rămâne principalul partid concentrat pe problemele reale ale românilor din această guvernare, a scris Ciolacu pe pagina sa de Facebook. Acesta este cel mai important conflict de la începutul guvernării PSD-PNL-UDMR. Neînțelegerile vin și în contextul în care premierul Nicolae Ciucă se află în mijlocul unui scandal de plagiat. În plus, cele două partide nu au reușit să se pună de acord în privința certificatului verde și au ajuns cu greu la un compromis în criza facturilor umflate.